Sigur că există, la fel ca și în alte ministerii, în Ministerul Educației există telefonul de încredere sau linia ferbinte, telefonul este plasat pe site-ul Ministerului Educației, cu orice gen de întrebare, desigur că cetățenii se pot adresa pe acest telefon, dar pentru anumite aspecte sau întrebări mai specifice pot apela direct la departamentele și serviciile Ministerului Educației, astfel dacă ei se interesează de, să zicem, oportunitatea obținerii unor burse peste hotare, trebuie exact să se adreseze la Direcția Relații Internaționale. Dacă au careva neclarități cu unele aspecte ce țin de recunoaștere, echivalare sau autentificarea actelor de studii, se adresează la Serviciu Informare și Recunoașterea Calificărilor din cadrul Ministerului Educației. Și toate aceste servicii se regăsesc pe site-ul Ministerului Educației cu lista de telefoane, cu programul de lucru, regulamentele privind recunoașterea, autentificarea actelor de studii, regulamentul privind defectele juridice ale actelor de studii din stânga Ministrului. De asemenea, pot fi găsite pe site-ul Ministerului Educației.